Făceam, îi făceam rochițile popușilor surorii mele și acum îi fac rochile ei. <laughs> da, e o norocoasă. Da, am avut afinitatea asta pentru... Sincer, nu m-am gândit că am să, nu știu, să am să ajung, știi, să chiar să creez haine. Deși am, am copilărit cu mașina de cusut în, în casă. Și cumva bunica mea torcea, cosea la mașină, tatăl meu se ia la mașină fiind mama lui și am și am crescut cu toții. Și probabil de acolo după am am ajuns la arhitectură și uite așa. Deci tot pe partea de da, creație, da, da, creație da. Foarte greu să găsesc scriitoare, singur nu ai cum nu este imposibil. Este imposibil singur să fii și designer, să și croiești, să vorbești și cu fetele, pentru că nu e ca și cum realizezi o programare, da? Ne vedem mâine de la ora aia, da? Și se termină în 10 minute și atât. Nu, trebuie să stai cu, cu clientul, să explici ce model vrea, cum vrea, îi, îi trimiți, nu știu, o... De material s-ar potrivi. Deci, cumva, discuția telefonică durează undeva la 40 minute, o oră. La mine, cel puțin, cu unele cliente, așa durează. Bine, v-am regăsit la un nou episod de podcast VZI. Sunt Viorela Dimici, gasta acestui podcast. Astăzi discutăm despre design vestimentar, discutăm cu Janina Ciobanu și aflăm toate secretele din spatele unui atelier de creație vestimentară. Ținută pe care o port astăzi este, ca de obicei, semnată de frantul Concept Atroa. Pe această cale le mulțumim, iar eu sunt gata să încep discuția cu Gianina, Bine ai venit! studioul nostru. Sper să te simți bine aici. Bine te-am găsit, bine te-am regăsit, de fapt. Vorbisem înainte că s-a împlinit un an de la uh, ultima, ultima noastră. noastră întâlnire, da. Uh, mulțumesc pentru invitație cu cel mai mare drag, să știi că urmăresc ceea ce faci și aș vrea prin intermediul acestei discuții să-i ajutăm pe tinerii designeri vestimentari să, să, nu știu, să, să știe cum stau de fapt lucrurile în acest domeniu, ce înseamnă să ai un atelier sau ce înseamnă să ai un business, pentru că atunci când abia ai absolvit facultatea, de multe ori nu prea știi unde să o apuci. Așa a fost și cazul meu. E uh, cumva până la, până la finalul facultății te gândești doar la ce proiecte ai, la sesiuni, la nu, nu mai încape. Și uh, să te gândești ce ai să faci. Ce ai să faci dacă termini? Ai să te gândești la asta fix când o să termini. <laughs> și e cumva, nu știu dacă e greșit sau nu, dar uh, ar fi cazul să te gândești înainte. Mm -hmm. să, îți, să fie drumul mai lin după, după ce finalizezi studiile. Da. În momentul în care ai absolvit uh, facultatea de design vestimentar, uh, ai două opțiuni. Fie să te angajezi undeva, exact. dar uh, ai nevoie de experiență, uh, fie să deschizi uh, propriul business. Așa, și una, da. și a doua, sunt complicate. Da. Așa este. În domeniul nostru, în domeniul meu, este foarte greu să te angajezi pentru că este mai greu să găsești un post de designer vestimentar. Majoritatea caută croitori. Tu, terminând studiile da, de design vestimentar, automat nu ai vrea să fii croitor, adică ai vrea să creezi. Și aici intervine frustrarea. Cumva și. Eu am ales să deschid propriul atelier, pentru că a fost cea mai bună decizie. Bun. Da, pentru mine. De fapt, facultatea de design vestimentar nu a fost cea pe care ai ales-o inițial. Așa ai oscilat între arhitectură și modă. Da. Și ai ales să faci facultatea. Am ales să fac facultate de economie și administrare mm -hmm. a afacerilor, deși eu oscilam da. între, ar, între da. arhitectură și da. modă. Da, terminasem, a făcusem în liceu arhitectură, patru ani, și a fost așa un moment, adolescenți, adolescentă fiind, mă gândeam ce, ce o să fac, părinții mei, ca părinții, nu am avut așa, uite, o educație financiară. Părinții mei se gândeau la binele meu, dar nu nu în direcția asta de business Și de cumva a luat frâile în, în propriile mâini Și a făcut ceva mai mult Nu e ca și cum ei mă, Nu credeau că pot Dar Înțelegi Și După ce am terminat Luasem bac tot Și am zis Încotro Am zis Eu voiam arte Voiam arhitectură Mama mea De ce mai bine Finanțe Și Am ajuns la finanțe Și am făcut mm -hmm. un an nu am absolvit facultatea pentru că, pur și simplu, după un an nu nu am mai putut. Nu te-ai regăsit? Mai, nu, absolut deloc. Era pentru cei de acolo. Vedeam studenții de acolo, erau entuziasmați, proiecte. Eu eram, nu știu, nu, nu era locul meu. Mm -hmm. Și am zis că închei, okay, am așteptat uh, să înceapă admiterea la Facultatea de Arte și am, și am aplicat. Am făcut o săptămână de pregătire pentru că se făcea, m-am interesat un picuț și am ieșit ultima pe listă. Era o linia sub mine. Uh -huh. Și atunci am anunțat pe toată lumea. Părinții mei au fost foarte dezamăgiți o săptămână nu au vorbit cu mine. De ce? Aș, pur și simplu, ei, de asta nici nu am vrut să-i anunț înainte. Pentru că ei ar fi considerat că nu mai vreau să fac facultate sau nu știu. Și de asta am ales să le spun când totul este pregătit. Mm -hmm. Deci, deci ideale... nu știau că tu ai plecat de, ceal de la nu. cealaltă facultate? Nu. nu. Le-am spus ulterior după ce... Și când le-ai spus că te-ai mutat la altă facultate, cum au reacționat? <laughs> eram, eram la un grătar. <laughs> Tatăl meu a lăsat grătarul, tot. Ai uh, intrat în casă și de atunci o săptămână nu am mai vorbit cu mine, m am mai evitat. Dar ei nu doreau. De ce nu? Nu, uh, artele nu erau în planul lor pentru mm -hmm. viitor, pentru mine. Dar uh, acum sunt foarte fericiți, da. Uh, deci, ei nu au văzut potențial da. în acest domeniu da, și da. P probabil din frica că nu vei reuși sau din frica că. Exact. Uh, știi cum? Uh, nu au vrut să înțeleg. fie că există eu. generația aceasta de părinți care consideră că în design vestimentar și în artă nu ai cum să exact. câștigi bani și că e un domeniu foarte complicat. Da. Majoritatea uh, mătușilor mele sunt cruitoreze. Ah. și uh, din familia mea tatăl meu coase la mașină. Wow. Deci da. e practic o pasiune moștenită. Da, da. Și fix el s-a suferat de cel mai tare. Da. Probabil asocia da. experiența lor în calitate da. de croitor da, cu ceea ce că vrei da. să faci tu. Și... Nu au înțeles, presupun. Nu au uh -huh. înțeles exact nivelul la care aș vrea eu să ajung în câțiva ani. Uh -huh. Dar acum... Și cum a început aventura ta în acest domeniu? Cum ți-a deschis atelierul? Uh, deci după ce am terminat masterul în ai, de fapt nu, înainte câteva luni de finalizarea studiilor de master, prietenul meu a venit cu ideea să aplicăm pentru proiect, pentru un startup. Și eu am zis nu, eram foarte sceptică și până la urmă cu insistențe am spus hai bine, depunem. A fost așa pentru mine, bun, am depus, dar am apelat la o firmă de consultanță. Pașii sunt Grei, am foarte un... Da, și am zis, nu. Ar fi trebuit să învăț lucrurile astea la început. Și nu știam, dura prea mult. Am zis că. De ce sunt oameni specializați pe anumite domenii? Cerim ajutor. Și așa am ajuns la film de consultanță, ei s-au ocupat de și de proiectul tot ce... tău, și de proiectul da. iubitului tău, da. iubitul tău ce voia să deschidă. Un salon de În tare, da. așa, cu barbershop și partea mm -hmm. pentru și femei. tu un atelier da. de creație. Bine. Și eu atelier, da. Și atunci când aplici pentru un proiect durează extraordinar de mult până se definitivează totul. Și cu câteva luni înainte de finalizarea studiilor cum am zis, am depus prietenul meu plecase în Anglia ulterior înainte să termin eu studiile. După ce am finalizat, am plecat, am plecat și eu. În timpul facultății, pe final, în timpul masterului, eu lucram la la o companie tot festimentație, la Zara mm -hmm. și Fix când mi-am terminat studiile, mi-am mi -am anunțat demisia și am plecat și eu. Deci, au fost. Deci, în timpul facultății da. ai lucrat la Zara. Da, mm -hmm. am Pe timpul masterului. Pe timpul masterului, da. așa. Da. După am finalizat și am plecat și eu. Mm -hmm. Și țin minte să -ți, deci un an, jumătate, doi ani. După doi ani, am primit un mesaj undeva în mai că dacă mă mai întorc, eu țineam legătura cu doamna care se ocupa de proiect și mi-a trimis mesajul magic. Că Așa. da, că am fost acceptată. în Doamna depusese uh, pentru mai multe proiecte. Eu am fost acceptată. Deci firma a, de consultanță a da, depus pentru mai multe proiecte. Da, da mm -hmm. ca uh, să mă încadrez undeva. Mm -hmm. Și am, uh, am obținut finanțarea de 25.000 proactivi, tinerineți, educați, formați, ocupați. Și așa a început a început drumul. Mă stăteam în ziua aia și mă gândeam, acum ce fac? Mă întorc? Era așa, am primit vestea fulger, știi? Și mă gândeam, plec, am anunțat pe prietenul meu și m-am întors în țară. Te-ai bucurat? Nu știu, uite că nu pot să zic că m-am bucurat. Nu știu, aveam așa un nod... Probabil necunoscut. Nu știam ce mă așteaptă. Știam că este multă birocrație, știam că o să fie, E vorba de bani. Poate și frica de a-ți asuma da. responsabilități, da. de e. a da. fi independent, de a fi cea care uh, conduce. Da, freia frâiele, da, a fost așa un pic, uh, un pic mult. Iar după m-am întors și am semnat contractul, și au început uh, căutările. Pentru că a trebuit să mă interesez de chirie, pentru spațiu, mașinile, să vorbesc cu distribuitorii și... Deci din acea sumă da. ți-ai achiziționat da. mașini de cusut, Da, chiria pe 12 luni. Pentru că în primul an, în primele 12 luni, este partea de implementare. Perioada de implementare. Pe perioada celor 12 luni tu trebuie să consumi acei bani primiți. Îi primește în două tranșe, eu i-am primit în două tranșe atunci, și după această perioadă de 12 luni, urmează perioada de 6 luni de uh, monitorizare. Ei verifică, uh, în cazul meu, a fost, uh, 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 au fost verificați uh, angajații. Eram obligată să păstrez un angajat timp de 6 luni. Nu a fost vorba de uh, partea de profit sau nu, nu interesa, doar un angajat. De aceea, cumva uite, dacă ar fi să mă adresez unui student, eu am fost la facultate și le-am ținut așa un discurs despre partea asta de proiect european, să le spun așa cum, cum ar putea mm -hmm. începe și ei. Și le-am le spus că ar fi mult mai bine să înceapă cu un proiect mic, cu o sumă mică. 25 de mii au fost mult mai au fost pretențiile, să spunem, mai mici. Dacă ar fi fost deja de la 45 de mii în sus, automat ai nevoie de 2-3 angajați, și perioada de monitorizare este mult mai mare. Deci trebuie să păstrezi neapărat, acei angajați să plătești dările la stat. Uh -huh. Și plus cred că au și profi, pe, pe profit condiții, dar la mine nu au fost, deci au fost am trecut așa lin. A fost un pic la început greu, pentru că nu știam, deci imaginează-ți că nici nu știam unde să ajung la ANAF să plătesc o chitanță. Deci era... Dacă... Deci te simțeai un copil? Da. Da, mă simțeam neștiutoare, total. Eram cumva nervoasă, nervoasă pe mine că nu știu lucrurile astea. Și doamnele de acolo foarte așa bățoase și răutăcioase unele. Mai aveam puțin și plângeam. <laughs> <laughs> și după, ulterior, când au început deja să vină facturi, nu știam să gestionez situațiile. Ce crezi că ar trebui să. cum ar trebui să se pregătească un, un tânăr pentru a, a păși în lumea antreprenoriatului? Că despre asta este. Să pășești în această. Să aibă un pic curaj să știi că uite, eu am mai vorbit cu, cu prietene care au terminat la fel pe design investimentar, dar un an mai mare sau un an mai mic și și au deschis și ele atelieri. Deci au fost situațiile foarte diferite de ale mele. Și deși am început la fel, a fost da tot proiect european tot... dar a fost diferit la ele. La unele a fost mai ușor, la unele a fost mult mai greu. Deci, cumva, să ai un pic de curaj, da? Începutul e mai greu. Că după, ă, cur lucrurile, o să le înveți, le înveți pe parcurs. Și partea asta de birocrație ajunge să fie așa, ca și cum ți-ai plăti gazul la eon și în fiecare lună pentru casa ta. Și acum ai un atelier pe nume NIMF Da? Am pronunțat corect. Da, da, Nymph. De unde vine această denumire? Deci, numele a plecat, vine de undeva din anul 2 de facultate. Începusem o colecție cu prietena mea, acum este în Bacău, iar noi am vrut să deschidem atelierul împreună. Făcusem o colecție, am mers ulterior și la București cu ea și luasem și locul 2 aici, la Artist. Uh -huh. uh, da, da, și de acolo am fost, uh, am fost văzut de. Uh, deci vorbești de Artist Fashion Weekend. Da da, proiectul da, 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 Organizat și de Alina, Alina. Da. Uh -huh. da Da, și de acolo am plecat la București, și uh, colecția se numea Drăgaica. A ple plecase de la Jocolielelor, de la Sânziene, și de acolo mi-am luat și eu numele. De la acea colecție a rămas așa un pic în, în, inima, în inima mea. Avem și tatuaje la fel, și eu și prietena mea. Uh -huh. Și uh, Noi am vrut să deschidem un atelier, un atelier împreună, cum ziceam. Uh, deja ne pregăteam logo-ul, s-ar uh, fi numit Gaica, de la Drăgaica. Uh -huh. Și am zis că nu o să luăm niciuna numele. Ea acum are un bebe, o bebelină a, și da, s-a mutat în Bacău și dar m-a anunțat acum câteva zile că o să se întoarcă în Iași <gri> și da, o să am aproape și zis că nu o să luăm niciuna numele, dar o să avem poate o colecție comună la un moment dat. Drumurile noastre s-au despărțit pentru că eu am plecat din țară, a fost așa un... nici nu mai aduc aminte dacă e detaliile. <gri> și de acolo am zis, am vrut să rămân. Mm -hmm. uh... Și totuși nimf. Da. Da, tot are, are legătură cu, cu sânzienele, cu, cu, femeia. Cu femeia și cu puritatea cu frumusețea, cu eleganța unei femei. Uh... O altă problemă pe care o are un proaspăt absolvent de design vestimentar e că chiar dacă își deschide un atelier nu prea are parte de însăși munca de design vestimentar pentru că lucrând pe comandă ți este, da. devine foarte complicat să te exprimi artistic și să creezi chiar ceea ce îți place. Tu cum reușești să îți păstrezi și stilul propriu, dar și să uh, satisfaci dorințele clientului. Uite, uh, așa am zis și eu la început. O, o să mai ai un, o clientă două, eu lucrez pentru femei momentan. Deci tu și momentan faci uh, haine la comandă, Da. da. la comandă, da. da. Uh -huh. uh, oamenii se aleg. Clientele vin uh, cumva pentru stilul tău. Și de acolo pleacă și ar mai vrea ele să mai acopere ceva sau să mai schimbe sau o culoare sau dar de obicei, cele pe care le-am avut până acum uh, au mers pe uh, sfaturile mele. Uh -huh. Dar mai sunt, da e, e un pic, e greluț să lucrez cu oamenii. Fetele sunt și nehotărâte, mai ales dacă vorbim de miresici. <laughs> și eu le și înțeleg sunt stresate, mai ales dacă se apropie deja în ultimele 3 două săptămâni, e ceva, da, dar eu le înțeleg, e stresul acelei seri, vine. Eu... Nu știu dacă ai putea gestiona 100% situațiile cu, cu lucruri pe comandă. Tu trebuie să mergi și pe ce vor, pe ce vrea clientul. Dar trebuie să-ți spui și părerea. Pentru că, la final, uite, asta am pățit eu în primul an. mergeam pe mâna lor, pentru că ele agitate, vreau așa, și la final trebuia să schimb. Mm -hmm. Pentru că nu le, nu le spuneam părerea mea. Mai nu ți-ar sta bine așa. Rezultatul final nu o să-ți placă. Acum, experiența își spune cuvântul de la an la an, de la lună la lună, dai de diferite situații, știi, și te călești, să zicem. Da. Deci, uh, ai înțeles și ți a luat o lecție că nu trebuie să îndeplinești o comandă așa cum își dorește clientul pentru că el nu neapărat are viziunea necesară. Da. Sau poate a văzut o rochie pe altcineva și i-a plăcut, iar pentru proporțiile pe care ele le are nu e neapărat ce trebuie. Sau da. poate nici măcar nu e culoarea care îi se potrivește. Exact. Plus că își aleg și alte materiale. Ele trebuie să înțeleagă că un tipar. Dacă este mulat, nu îl pot face din tafta fixă. Mm -hmm. Deci, cam, cam aici ne proporționăm. Mm -hmm. Eu trebuie să le explic de ce și de ce. Dar crezi și uh, serii de haine? Uh, da, da, creez și serii. Uite, am început cu serii, dar tot au fost schimbări. Adică le-a le plăcut materialul, le-a plăcut o mânecă, poate, dar au vrut, au vrut mai scurt, au vrut mai mulat, au vrut același model, dar altă culoare. Și de acolo a fost cererea mult mai mare partea asta de comandă. De asta eu în, în, inițial am vrut serii, da, designul meu, Și dar am fost împinsă de cerere și am ajuns să fac. Pe comandă. Cum au început să vină primii clienți în atelier? Pentru că, ok, ai câștigat acel proiect, ai primit da. finanțarea, ai început să implementezi, să deschizi atelierul, să-ți găsești un angajat, să achiziționezi mașinile de cusut cu, de da. spațiul pentru a desfășura activitatea acolo. Bun, l-ai făcut pe asta. Cum au uh, început să vină clienții? Cum au aflat despre tine? Uh, dacă a fost complicat sau nu pentru tine? A fost, uite, greșeala mea. Uh, a fost că nu mi-am făcut reclamă dinainte. Da, dinainte să înceapă implementarea. Pentru că durează foarte mult până ajungi la ochii și urechile publicului tău. Ar fi trebuit, Asta ar fi o recomandare așa pentru tinerii uh, antreprenori în domeniu. Uh, făceți vă uh, reclamă dinainte să începeți business-ul. Deci mm -hmm. faceți o ședință foto da. cu câteva produse da. pe care le creezi, îți faci o pagină pe Instagram, pe Facebook, exact. îți așa faci un încep. site, uh, promovezi deja activitatea. Da, și coming soon. Mm -hmm. Începem preluăm comenzi din data de Adică, și atunci ai să fii sigură da? că încep, începe să-ți vină un venit pentru a plăti ce ai de plătit și nu pierzi timpul. Nu trebuie pierdut timpul. Deci, timpul costă bani. Timpul costă bani. Pentru că eu am stat, uite, am stat până la undeva la jumătatea uh, perioadei de implementare. Foarte mult. Iar după mi-am făcut reclamă, abia în perioada de monitorizare, am început eu să am primi clienți, ceea ce este foarte greșit atunci eu trebuia să fiu foarte aglomerată, deși, dar consider că în, în momentul în care primești o finanțare trebuie să ai parte și de consultanță ca să stea lucrurile așa cum trebuie sau nimeni nu-ți spune ce ai de făcut ai un pic dar nu, nu-ți spun Exact cum stau lucrurile. De asta, uite, am și început uh, promovarea foarte târziu, pentru că mintea mea mi-a fost la acte, la cum uh, trebuie să sun furnizorii, trebuie să comand mașinile de cusut, manechine, când vin, cum vin, uh, mergi la naf, Deci asta, e. asta era mm -hmm. ocupația mea zilnică. Deci erai uh, focusată pe da. chestiile astea și da. nu, nu aveai timp să te ocupi de promovare. Da. Deși ar fi trebuit să faci concomitent lucrul ăsta da. ca să iasă tot așa cum trebuie. Da, plus realizat produsele pentru promovare. Da, plus vorbit. Primii clienți cred că au fost uh, din prietenii de -ai mei. Apoi din prietenii lor. Iar după din sponsorizări. După am început, uh, am început cu TikTok-ul. Mi-au venit clienți și din TikTok. Așa, ai făcut filmulețe? Da, da, pur și simplu, nu... Deci investești într-o da. serie de haine... Da, da? îți faci film, filmuleț, ajută foarte mult să vorbești în online. Aici am un problemă, nu prea vorbesc <cute> cu storiuri și da, e... da trebuie să-ți prezinți, trebuie să te vinzi. Oamenii nu știu ce faci. Ca drept dovadă, după ce mi-am deschis undeva la... Deci după un an, mă întrebase o, mă întrebase o, o fată din lista mea, dar tu creezi rochii? Deși eu făceam asta de foarte mult timp și eu aveam la. eram prietene de mult timp, mm -hmm. da? În online. Deci, ca drept dovadă, nu făceam destul. Urmăritorii tăi ar trebui să știe toți până la ultimul ce faci. Zilnic, zilnic trebuie postat. Mm -hmm. Zilnic de două ori pe zi. Da. Și primul an pentru tine a fost cu profit sau? Nu. nu. Nu a fost, pentru că la fel nu am știut să gestionez. Deci nu ai câștigat contabilitatea. Nimic. Nu. Nu a fost. Okay. Zero. <laughs> Dar să știi ce ai fi schimbat, dacă, uite, având în vedere că au trecut deja aproape 2 ani de când ai atelierul și deja ai început să aterizezi așa cu picioarele pe pământ da. și să înțelegi ce ai de făcut. Ce ai fi schimbat în primul an? În primul an Analizând ce s-a întâmplat Cum, cum te-ai fi mișcat atunci? Aș fi început mai repede Aș fi început produse mai repede Promovare mai repede, cum am zis Aș fi mers la târguri Sunt târguri în ce București, de târguri? Cluj Este Dichisar uh -huh. și... Târgul unde îți poți vinde da. hainele Deci da. crezi o serie de haine da. Și mergi Din minim câte o, Nu știu exact Ar trebui să ai măcar un 50 de piese deci, 50 de piese pe care le vinzi la da, târg. Da. Și poți să câștigi. Și acolo, da, acolo din prieteni cu lume, Asta este important, de fapt. Nu profitul pe care îl faci tu acolo, ci da, relaționarea asta cu oamenii. E, asta e, de fapt. Să-ți se ducă, știi numele mai departe. Asta este important în, în prima perioadă de business. Mm -hmm. După o să vină și clienții. Încet, încet. Ce crezi că îți lipsea în, la început? Îți lipsea mai multe, nu știu, mai multe cunoștințe antreprenoriale, îți lipsea îți cunoștință despre promovare, despre cum să te faci vizibil, o făceai tot așa foarte intuitiv. Da, uite, nu, nici nu știam să fac un video pentru TikTok. Deci, da, vorbisem cu o prietenă și îmi făcuse ea unul într o seară. Și deci eram la o cafenea pur și simplu și făcuse un amalgam acolo de imagini. Eu nici asta nu nu că nu știi să faci, nu ai impresia mereu că ai putea face mai bine. Așa trece timpul. Acționează acum, iar după ai să vezi că o să ce te perfecționezi. Că, ce crezi că te-ar fi ajutat în acea perioadă? Poate, nu știu, să mergi la un workshop despre da. marketing, să mergi la un workshop despre business, să te informezi mai mult despre asta. Da, da, ar, ar fi fost un plus. Sau și... poate aceste... Eu consider că proiectele cu finanțare europeană pentru startup-uri sunt foarte bune și da. chiar ajută, pentru că dacă n-ar fi fost, ar fi fost și mai greu. Da. Așa Dar. E. Cred că lipsește, inclusiv această, nu știu, să fie momentul în care primești finanțare, fiind tu, practic, absolventă preaspătă a universității, poate ar fi cazul să și niște consultații ca da. să evalueze la ce nivel ești tu de pregătire pentru a deveni antreprenor, pentru că asta devii, da. nu devii designer vestimentar, exact. devii antreprenor da. <laughs> și ar trebui să existe niște întâlniri, niște workshop-uri, niște uh, ședințe de consultanță, uh, anume pe partea aceasta, da. astfel încât să fie evitate anumite greșeli, că sunt greșeli și cum spuneai da. și tu, timpul costă bani. Catră. Și apropo, doar la maturitate, înțelegi ce înseamnă această frază. <laughs> da, exact. Da, trebuie să știți la ce te aștepți Asta ar trebui să să învățăm noi, tinerii mm -hmm. antreprenori. Dar le înveți cu timpul cum am zis. Adică, nu mai acum e, nu mai am timp. Asta e problema mea. Acum, că vorbeam cu tine înainte de angajați. Uh foarte greu să găsești croitorese. Singur nu ai cum. Nu, este imposibil. Este imposibil singur să fii și designer, să și croiești, să vorbești și cu fetele, pentru că nu e ca și cum realizezi o programare, da? Ne vedem mâine de la ora aia, da? Și se termină în 10 minute și atât. Nu, trebuie să stai cu, cu clientul, să explici ce model vrea, cum vrea, îi, îi trimiți, nu știu... O de material s-ar potrivi. Deci cumva discuția telefonică durează undeva la 40 minute, o oră. De la mine, cel puțin cu unele cliente așa durează. Și după. Și ulterior chiar și câteva zile. Da. Cineva vrea plus să transmită o fotografie cu da. materialul, cineva vrea să. Da, plus da, uite, trebuie să merg să, iau, să cumpăr și materialele. Eu mai și comand. Dar dacă nu știu, mai comand din Piatra Neamț, București, dar dacă nu știu, comand de obicei ce știu. Dar materialele pe care nu le cunosc, nu le comand. Sau comand o mostră. Mostra vine în două-trei zile, mai durează încă două-trei zile, dacă îmi place să o, să o comandă pentru toată cantitatea. Deci de, se întinde foarte mult procesul da, pe câteva zile și singur nu, nu poți să te ocupi și de promovare, da, și cu suț, și mergi și după materiale, vorbește cu fetele, cum am zis, A. mai apar și altele pentru că viața ta nu este doar business. Eu acum lucrez foarte mult, dar în câțiva ani o să vreau o familie, poate nu, <laughs> și nu o să mai ai cum să lucrezi până la 12 noaptea. De asta ai nevoie de oameni, ai nevoie de, ai nevoie de ajutor. Asta e ca pentru dezvoltare. În această perioadă, când când ai înțeles că deja te simți așa un pic mai relaxată, că ai parte de stabilitate în ceea ce faci și că lucrurile ușor, ușor încep să meargă în direcția potrivită și încep să, să înțelegi ce ai de făcut. Uite, la începutul sezonului ăsta, undeva prin deja martie, cam așa, prin martie. Au început au început comenzile și mi-au dat așa o, un suflu de pozitivism uh, și de acum deja oricum sunt aglomerată până undeva în octombrie, noiembrie cu partea asta de, da, mirese și produse pe comandă. Iar uh, în perioada moartă, să spunem, că e perioada moartă pentru toate atelierele uh, de iarnă atunci faci serii. Da, paltoane, trenciuri și tot felul. Dar acum încep să mă gândesc la colecția de iarnă. Pentru că așa e. Trebuie din vară să te gândești și să lansezi colecția de iarnă. Mm -hmm. Ca să ai timp pentru promovare. Tocmai ce spuneam, da? Deci nu faci promovarea în iarnă. Pentru că nu se mai cumpără nimeni. Așa am făcut anul trecut. Am făcut foarte greșit lucrurile în primul an. Am realizat colecția de iarnă și am promovat-o undeva în octombrie, extraordinar de târziu. Dar când trebuia să promovezi? În august, la final de august. Deci, crezi că oamenii în august se uită septembrie, la Septembrie. August, septembrie. Nu, dar ajunge dar, promovarea, cumva, imaginile tale ajung la oameni mai târziu, nu atunci când le pui tu. Mm -hmm. Și poate, nu știu Adică te da. refer la faptul că uite tu încep promovarea Pentru colecția de iarnă din august da. Aceste fotografii uh, Sunt deja pe net Le pui pe pe, pe da. Și deși oamenii poate din prima nu atrag atenția La ele în august Oricum undeva pe... Se gândesc, am văzut da. parcă Undeva da, da, ce da, mi-a da. plăcut Și deja în septembrie s-ar putea să aibă da. Voi În octombrie fac achiziția Exact deci uh -huh. nu, nu stai atunci cu stresul că plus că durează, da, fotografiile, ședințele foto, mă extenuează ședințele foto, deci nu știu, eu de fiecare dată uh, ajung uh, uh, să mai am produse, da, decroit în ultima seară și a doua zi la ședințele foto sunt distrusă. <laughs> și cu fetele și plus aștepți foarte mult până, da, până fotograful îți livrează materialul. Da. O săptămână până se prelucrează, până trebuie să iei în calcul și lucrul ăsta. Plus materialele pentru da, pentru produse, iarăși. Deci e timp, timp, tiparele, până te gândești ce ai vrea să faci. E un atelier, de exemplu, încep un tipar, iar ulterior îl schimb. Că nu mai place sau mă gândesc că ar fi mai bine o pensă acolo sau o mânecă mai lungă sau adăugat un accesoriu cam asta e treaba de designer Îți vin, foamea vine mâncând cum s-ar zice da. ce nu știu oamenii despre un atelier de design vestimentar ce nu știu, că e foarte multă muncă e foarte multă muncă și uite când mai aud am mai avut cliente care au vrut să schimbe așa produsul după a doua sau a treia probă ei nu se gândesc cât s-a muncit până atunci dar uite, clientul nu știe. De asta tu ești obligat să-i explici de la început. Asta a fost și problema mea de comunicare cu clientul. E foarte important de la început să le explici că, da, trebuie să, să ne axăm pe un model, facem schimbările, da, așa pe foaie, după ce începem să tăiem tot, da, tipare, nu se mai fac schimbări. Așa retușuri, da, dar schimbări dramatice, adică schimbăm rochea cu totul, nu. Și uh, ce ar mai fi greu? Uite, cam înlături partea asta personală de la început. Da, când începi un în business, e greu, te focusezi doar doar pe asta. Și este posibil să mai apară câteva problemuțe pe partea personală. Nu știu dacă ai soț sau iubit sau. Uh, nu reușești să fii și acolo și acolo? Nu prea, nu prea. Uh, plus prieteni nici nu știu eu de când nu m-am mai văzut cu prietenile mele și am impresia că le evit, dar pur și simplu nu mai este timp. Nu mai este <gântu> timp. Și uite, m-am gândit că poate îmi găsesc scuze când spun nu mai am timp. Dar câteodată chiar nu mai am timp. E, ziua are 24 de ore și... Și pe toate le muncești. Da, exact, exact, da. <gântu> La ce oră se termină ziua ta de muncă? Mai A... ales atunci când e vorba de, uite, de vară, de undeva la 121. Undeva la 12-1 da, noapte, atunci pe... când lucrezi la cumenzi. Uh, nu neapărat, uh, până atunci, um, să zicem lucrăm până la un 10. Eu lucrez până la un 10, pentru că sunt foarte aglomerată. Dar colegele tale, acum ai uh, da. ai un... adică da. ai uh, un... Uh, am cu... un ajutor full-time, un angajat da. full-time. Da. Da. Și angajat de regulă pleacă acasă la 5. Da, 5 și șase, tu rămâi să lucrezi mai eu, departe. Da. da, pentru că nu Facem față. Uh -huh. Și, na, Iar după, nu se termină. Te gândești pentru a doua zi ce trebuie să lași în atelier să fie în ordine. Ca atunci când vine persoana, da, ajutorul, să aibă treabă. Da, uh -huh. să vină. Uite că înainte nu mă gândeam așa ca acum. Că, da, mergeam la muncă, știi, programul meu de opt ore se <laughs> finaliza și plecam acasă. Acum. Na, e un pic e un pic diferit ca și antreprenor, că știi că plătești un salariu și parcă ai vrea să se lucreze. Na, să. să vezi că. să se scot banii. Mm -hmm. Să eficientizezi maxim. Da. Ia. Și atunci, care sunt regulile tale? Angajatul trebuie să respecte un anumit număr de unități pe care le face lunar sau. Cum A, funcționează. Nu, neapărat. momentan nu am, uite, nu am o regulă așa fixă. Mă presupun că în următoarele luni chiar m-am gândit la asta, că ar trebui, dacă ar fi produse pe serie, de exemplu, ar trebui un produs pe serie pe zi să fie realizat, mai ales dacă tiparul este da, tăiat de către mine și mm -hmm. doar de finisat. Un produs pe zi ar trebui făcut. Dacă e vorba de o rochiță simplă, deja două, două trei produse mm -hmm. pe zi. Dar dacă este vorba de comandă, nu putem lucra la zi. Pentru că avem probele. Cât durează o comandă? Clar, da, înțeleg că da, e foarte diferit și de la caz la caz, dar în linii mari, cât poate dura o comandă? O ținută de seară, de exemplu, o ținută de mireasă? O... Uite, dacă ar fi știți să comprimăm, da? Toate probele, tot, tot, undeva la patru zile? Uh -huh. Cam așa. Și, uite, tu trebuie să-ți împarți profitul, da? În, alea, în cele patru zile este de ajuns. Profitul tău împărțit la patru zile plus. De niciodată nu m-am gândit de Nici eu. Deci în momentul în care costul acelei rochii trebuie să se împartă, inclusiv la acele zile de muncă, da. chirie, salariu da. și tot. A, cerut pe Și să și... ai și tu ceva da. pentru tine. Exact, pentru da. Munca Da, de asta nu inițial nu calculasem lucrurile astea. Adică era așa luăm jumătate din, știi, profit, iar după te trezeai că mai mai trebuie să pui tu, știi? Mm -hmm. Și oricum în prima, în primul an, știu că am și aruncat materiale, pentru că nu nu știam, știi, să delimitez un tipar. Eu, eu știu să croiesc de foarte mult timp, dar agitația aia de atunci a fost primul an a fost horror. Am fost horror. Și dacă stau să mă gândesc acum, volumul de muncă era mult mai mic. Dar mi, mi, mi se părea extraordinar de mare. Uh, ești, ai uh, unul din uh, puținele ateliere care uh, este deschis să colaboreze și cu studenții da. pentru a face practică. Da. Deci, uh, ești deschis să-i ajuți, să le explici. Uh, da, pentru că, uite, eu nu am avut, să zicem, norocul. Când, când am fost studentă. Iar copiii sunt foarte drăgălași, sincer. Uite, anul trecut a fost prima mea grupă, primul meu an. Nu prea am știut eu cum să gestionez, știi? C I aveam pe toți în atelier, câteodată îmi veneau șase, câteodată îmi veneau cinci, știi, veneau... Cum... Dar mai ai timp să, să faci asta? Uh... Am timp, pentru că ei vin undeva, orele lor de practică sunt undeva în octombrie, uh -huh. când deja sezonul este un pic pe final, și să zicem că se lucrează la serii atunci. Iar la serii îi pot pune mult mai bine la lucru, pentru că asta ei vin nu doar să le vorbesc, ei vin să vadă cum stă treaba într-un atelier și ce este de făcut. Și eu le dau fiecăruia ceva de lucru. Uhum. Și dacă e să le explic ceva, nu știu, întâmpinăm în pe parcursul zilei, eu opresc pe toți să le explic, nu știu, poate cum se face un buzunar sau cum modificăm un tipar, dacă nu știu, știi, detalii din astea micuțe. Anul ăsta o să am a doua grupă, deja o să fie tot anul 2. Uite că înainte eu nu făcusem acel modul psihopedagogic tocmai din considerentul că nu, nu, mă văd fiind profesoară niciodată. Și am ajuns, am ajuns să le predau. Cumva le predau, mm -hmm. pentru că fiind în atelier, eu na, le explic detalii din spate. Și da, vorbesc cu ei despre business, despre cum mi-am deschis, despre, nu știu, cum împachetăm, cum trimitem, cui trimitem retușuri și tot ce ține de la zero, tot ce ține de atelier. Ce nu știi ai despre antreprenoriat înainte să-ți deschizi propria afacere? Că sunt atât de multe taxe. Deci, <laughs> serios, da. Mai ales pentru angajați, contabilitate, cardurile de firmă, până și acolo îți iau 1-2%. Dacă ai site și acolo îți iau 3-4%. Și deci din orice, din orice. Deja acum m-am obișnuit. Știi, Primesc așa facturi și aveți de plată, și aveți de plată. Dar la început a fost așa mult. Acum e normal. Mm -hmm. Deci, cam asta ar fi taxele. Și deja din al doilea an al atelierului ai și situații în care vor să comande la tine clienții o ținută, iar tu nu poți prelua comanda pentru că ai uh, foarte multe da. clienți deja. Da, pentru că prioritari sunt uh, prioritare sunt comenzile, uh, da, de ocazie, pentru că este sezonul. Și prioritare sunt fetele care au venit deja cu câteva luni în urmă. Chiar dacă să spunem că, nu știu, uh, are evenimentul în, în august. Momentan nu ne-am apucat de rochia, da? clientei, dar nu mai putem prelua, pentru că știm că trebuie să lucrăm la acea rochie, pentru că a fost înainte. Da? Se plătește un avans, se pune pe în agenda și locul este ocupat. Va Așa eu pot să-mi gestionez orele de muncă și cât pot face și cât nu. Refuz acum seriile de pe site. Da, asta e. Și da, comenzile da, am refuzat și câteva comenzi pentru că toate fetele uh, vor acum pe ultima sută de metri pentru că au uh, presupun că ele merg în magazin văd că nu, nu găsesc nimic care să le se potrivească și apelează la partea de comandă dar apelează prea târziu deja iunie, iulie, august sunt lunile critice. Ce te-ar ajuta mai mult în ceea ce faci? Da, cum am zis, oamenii. Deci, dacă aș mai avea încă o persoană în atelier, aș putea să mă ocup mult mai mult de parte de promovare și de lucru cu clientul da, fizic. Nu știu, aș gestiona aș, aș mult mai bine partea asta birocratică, pentru că și pe asta o las așa pe ultima sută de metri că nu ajunge timpul, că prioritar, prioritar e să realizezi comanda, da? Cu sut. Este o problemă comună în uh -huh. acest domeniu, da. uh, anume la capitolul resurse umane. De ce, crezi că, de ce crezi că practic toți au această problemă, că nu le ajung oamenii în atelier, nu le ajung croitori? Uh, toți vor să fie designeri, cel puțin... Uite, și studenții care, da, mi-au pășit pragul. Ei nu vor să fie croitori și înțeleg foarte bine. Și eu am terminat, nu aș fi vrut să merg într-un atelier și să lucrez, da? Și doamnele, da, care au mai rămas, sau domnii croitori, sunt foarte puțini. Majoritatea sunt plecați din fabrici mari și sunt specializați pe produse de serie. Nici așa nu este bine. Pentru că atelierile mici au nevoie de uh, croitori care să realizeze produsul de la zero. Zero, comandă, uh, probă, da? și finalizat. Uh, cei din uh, cei care se ocupă de serie și s-au ocupat de serie 30 de ani știu doar să, nu știu, să prindă o mânecă, să finiseze o parte de, nu știu, plac mm -hmm. sau, uh, da, și atât. Nu știu să facă tipare, și pentru că am. Am pus un anunț și m-au sunat, doamne, dar nu știau să fac pe comandă. Este ca și cum mi-aș lua un student. că mm -hmm. e... Deci, uh, uh, nivelul de pregătire al croitorilor uh, nu este ceea ce are nevoie un atelier uh, pe comandă și că ar trebui în cazul ăsta să lucrezi individual cu el ca să asimileze da. anumite informații iar tu nu ai timp pentru asta, deci da. e un cerc vicios. Da. Exact, exact. Un cerc vicios. Da, nu mai vor să mai fac. Dar ce ar uh... trebui schimbat? Cum vezi tu lucrurile? Nu știu, sincer. Adică... Ar trebui să existe mai multe cursuri de croitorie, anume pe zona asta de comandă, din astea complexe, ca Sunt. cel absolventul să iasă foarte pregătit. Sunt, dar asta nu ajută. Absolventul iese pregătit, dar dacă nu vrea să lucreze în altă parte și toți își deschid sau vor să-și deschidă, sau vor să lucreze nu știu, pentru deci atelierii observăm, foarte mari. Observăm tendința de a fi soloprenor. Da. da, da deci da. să fii singur, să fii tu și cel care promovează și cel care uh, se ocupă de partea birocratică, lucruri, da. și cel care și face comenzile. da Și pentru... e complicat în felul ăsta da, nu ai timp și uite, e, intervine și partea asta de costuri. Pentru că dacă stai să te gândești că ai nevoie de cineva pe promovare, automat acele persoane sunt da specializate, deci studii, ei, ei le știu ce fac, dar sunt costuri acolo. Partea de foto, da, și acolo mai avem, dacă faci un studio, deci costurile sunt destul de mari. Dacă oameni sunt să te ajute, dar costurile ar fi prea mari, iar la început de drum, nu, credem nu ți permiți. Nu ți permiți pentru că ar fi costuri lunare, nu doar o dată. Consider că pentru a evolua în acest domeniu trebuie să vii totuși cu niște investiții da. pentru a da un boost afacerii să se dezvolte mai rapid. Da. Da, deci, nu, trebuie să vii cu niște poți. investiții proprii. Da, nu poți. Eu am venit la început chiar și cu proiect Mm -hmm, pentru mm -hmm. că, uite, de exemplu, până îți virează, bă nu ții în cont dacă tu să-ți poți procura tot ce este nevoie, uh, se poate să trebuiască să, uh, nu știu, să plătești un avans pentru mașini ca să-ți vină mai repede, trebuie să dai din banii tăi, trebuie să ai. Plus după mai sunt, uh, uite, mie nu mi-au intrat partea asta de uh, consumabile, ațe și tot felul de da? Tot ce ține de atelier, materiale, costă foarte mult. Dacă e să-ți toate bațiile pentru. Cum, da? Cu toate culorile și câte patru din fiecare cinci. Hmm. Pentru că, na, avem mașini cu cinci ațe <laughs> și automat trebuie să vii tu cu niște bănuți, cu investiție. Mm -hmm. nu, nu cred că este vreun business care să nu necesite deci o investiție de început ca să te poți dezvolta. Nu. Nu. Uh, în schimb, uh, la momentul de față Un pic ai înțeles cum uh, da. cum trebuie să acționezi Dar ai învățat din propriile greșeli Da, da și încă învăț Să știi că uh, se fac greșeli și la cele mai înalte nivele Deci uh, poți întâmpina situații care mai decare uh, Eu nu zic că am, uh, am încetat și gata, nu, nu, mai învăț și nu... Încă sunt la început, deci 2 ani, 2, 3, 4 ani deja, să zicem, da, peste 4 ani o să fiu un pic mai uh, învățată cu... Ai avut, ai avut momente în care ai vrut să renunți, da. în care ți s-a părut tot atât de complicat că te-ai gândit că mai bine mă angajez undeva și mi-au -mi toate bătăile astea de pe cap. Da, acum o lună, două. <laughs> nu, Trei luni. Da, mă gândesc, mă mai gândesc câteodată. Pur și simplu când se adună foarte multe, nu mai vrei. Vrei să evadezi, știi? Vrei să, să, să se termine, nu mai, să, să ia altcineva greu, să se ocupe altcineva de da, tot ce ține. Vrei un program de opt ore și gata. Iar după, stai și te gândești a doua zi că parcă nu ai vrea un program. Da, mai bine e oricum, că rămâi până târziu să faci comenzi. Da, da. În da. același timp. Da, și uite că nu e vorba doar despre că nu vrei să lucrezi pentru cineva. Nu e doar asta. Faci ce-ți place. Ai ales da. drumul ăsta, da? Asta nu înseamnă că nu poți să te mai plângi câteodată. Este normal, suntem oameni, știi? Uh -huh. Vreau să treci mai... peste acest moment. Da, să-ți fie greu, treci prin greu ăla, știi, îl, îl, îl lași un pic. Da, îl lași. Poți să plângi. Am plâns și a doua zi mi-a trecut și gata. Te visai designer vestimentar în copilărie? Îți doreai? Da, da. Îi făceam, îi rochițile popușilor surorii mele. Și acum îi fac rochile ei. <laughs> da, e o norocoasă. Da, am avut afinitatea asta pentru... Sincer, nu m-am gândit că am să, nu știu, să am să ajung, știi, să chiar să creez haine. Deși am, am copilărit cu mașina de cusut. În, în, casă și cumva bunica mea torcea cu la mașină, tatăl meu cu la mașină, fiind mama lui și am, și am crescut cu toții. Și probabil de acolo, după am, am ajuns la arhitectură și uite așa... Deci tot pe partea de da, creație. Da, Și hm, am ajuns la design vestimentar, dar da, a fost o o plăcere de a avea, e vinovat. Atunci când vine vorba de tendințele, uh -huh. tendințele modei, ții cont de ele atunci când creezi? Uh, da, câteodată da. Câteodată nu, dacă nu îi se potrivește clientei. Uh -huh. Pentru că, uite, de exemplu, anul ăsta e, e piciu uh, culoarea anului și uh, cred că am șapte cliente care au. Uh, care au culoarea asta. <gânt> Dar nu pot, de exemplu, recomanda, um, 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 să zicem, uite că mai e argintiu acum și um, cum să zicem, um, <fixi> să silver. silver-ul ăsta, da, nu-l pot recomanda oricui. Asta. Se potrivește oricui. Uh -huh. Chiar dacă este în tendințe, deși da, um, luăm niște detalii. Mm -hmm. Da, dar nu mereu. Ce, voi fi oaia neagră, dar nu mereu țin cont de, de tendințe. Ți da. s-a întâmplat vreodată să creezi o rochie și să nu-ți placă și să nu vrei să se afle că e creația ta? Da. da. De ce s-a întâmplat? Ai da. creat ceva ce nu te reprezenta? Sau... Da, m-am lăsat așa. Uite, mă mai las dusă de val. Când merg să-mi cumpăr materiale, ajung acasă cu, ajung în atelier cu alte materiale. Și mă gândesc, de ce nu am rămas, da? Deci dacă ți-ai făcut un plan, urmează-l. Uh -huh. Da? Asta, asta e valabil și în alte, da, în alte domenii, da. Uh, și ajung, ajung în atelier, creând tiparul pentru alt material decât cel pe care l-am cumpărat eu, da, ajunge să nu mai, sau pur și simplu, atunci când văd produsul final, nu mai e nu mai, nu mai inspiră ce am vrut eu să transmit, știi? Și îl uh, reneg, <laughs> <laughs> îl pun în spate, da? Ce te am... motivează să continui? Uh, nu mă văd făcând altceva. Uite, m-am gândit de foarte multe ori, ce aș face în, că tot m a întrebat că dacă aș vrea să renunț. Uite, atunci când vreau să renunț, mă gândesc ce aș putea face, știi? Și stau așa și mă gândesc, nu am, e blank. Uh -huh. Da, nu, nu mă văd făcând altceva. Și nu, nu ar fi că nu mai vreau să lucrez pentru altcineva. Nu e asta. Nu, nu mă văd făcând altceva. Asta e, e viața mea. E copilul meu. <laughs> cum te simți când vezi oameni importantă, ținutele tale, mai ales de la o nuntă, cel mai important eveniment din viața mm. unei femei și unicul, aș vrea să cred că e unicul. Na, da. Da, da. Are mai multe nunți pe parcursul unei ghezi, da. dar de regulă e una. Da. Uh, nu știu dacă... Nici nu știu cum să-mi aleg cuvintele, știi? E așa entuziasmul lor. Mai ales mai sunt mirese care-mi, sau nu neapărat mirese, care mai plâng în atelier când se văd cu produsul final. Vai, deci eu și așa sunt emotivă, plâng cu ele. <laughs> da, e da, e o satisfacție, ce să zic. E... Dar uite, în primul an am avut uh, o clientă care nu mi-a purtat rochea să spunem și mm -hmm. da, Părțile astea sunt nevăzute. foarte foarte transparente da de asta pentru că a fost o lipsă de comunicare mm -hmm. da și dacă și lipsa experienței cu clientul și gestion, gest, gestionarea asta a mai multor clienți deodată. și a fost o, o neînțelegere. a fost atunci am zis am vrut să închid a fost închizată. atelierul da a fost așa o nu știu o dezamăgire dar a fost o clientă foarte drăguță nu am comunicat după. A fost ok, mm -hmm. dar nu a pur purtat produsul. A, a, deci a -a, da. a purtat la nuntă o altă rochie okay da. decât cea pe care a. Da, ai... a cumpărat produsul, nu a fost problemă, doar că nu l-a mai purtat. Mm -hmm. Și cumva trebuie să te aștepți și la lucruri de, de genul ăsta. Nu trebuie să te doboare, adică trebuie să știi după cum să aplanezi situația, dacă nu o să fie tot roz. O să fie cliente care și mai de care. Mai de care. Uh -huh. Nu ai cum să le alegi neapărat. Uite, ceea ce ai spus acum, se pare foarte curajos să vorbești despre asta, pentru că un tânăr un designer este lumea lui roz da, și își da. și consideră că nu se va dupla niciodată să existe un client care e mai pretențios sau un client cu care nu a rezonat da. foarte bine că și asta e important și să vadă ulterior că nu i-a purtat până la urmă ținuta. Da. Și în, în, în orice activitate, în orice activitate, rest, trebuie să existe o limită dintre. Uh, o limită dintre uh, emoțiile pe care tu le uh, direcționezi în uh, activitatea pe care o ai. Da. Și e, vorb de, e vorba foarte mult și despre încrederea în sine. Mm -hmm. Da. E chiar vorba foarte, foarte mult despre mult. asta. Și nu putem să avem pretenția să plăcem tuturor clienților, exact. dar putem să depunem un efort foarte mare ca să realizăm ceea ce putem realiza la un nivel înalt. Exact. Însă, în acest moment când uh, trebuie să fim pregătiți față de asta și să nu punem acolo emoții. Așa pentru e, că da. știi, nu întâmplător există aceste cuvinte că nu este nimic personal, este doar business. Da. Pentru că există o limită și Emoțiile de multe ori te ajută, dar de multe ori te împurcă. Pentru că dacă iai personalul ce refuz, dacă uh, pliezi pe tine orice, uh, să zic eu, situație neplăcută, uh, nu ai cum să găsești forță să continui. Exact. Uh, însă, deopotrivă, dacă faci niște analize, cu siguranță clienți mulțumiți sunt mai mulți decât cei... Da. Nemulțumiți. Dar trebuie să le facem față celor nemulțumiți. Exact asta, trebuie să pui în balanță. Știi, când se mm -hmm. întâmplă un lucru din asta, trebuie să te gândești, mai nu am făcut doar rău. Adică am și clienți mulțumiți. Asta mm -hmm. ce înseamnă. Da? Că îmi fac treaba. Dacă, dacă se întâmplă, se întâmplă. Nu ai ce să faci. Dar important este să discuți, da? La final. Nu lași lucrurile așa. Dar, ți-am zis, s-a întâmplat la început, atunci a fost uh, deranjant. Dar după nu s-a mai întâmplat, a fost ok. Da. Am încercat, știi, să, să nu-mi plece clienții din atelier nemulțumiți. Ți s-a întâmplat să ai clienți care au comandat o ținută pentru uh, mai multe evenimente din viața lor? Uh, doar o ținută? Uh, da, sau. Te nu, mă la... referam, nu știu, pentru nu întot, pe pentru un alt eveniment. Aceeași rochie da, da, da. Nu, nu neapărat aceeași rochii, rochie în diferită. Dar să da, vină da, același clic să revină la da, tine. Da, da, da. da, am, am. Uiteam de anul trecut care, e astă, chiar astăzi dimineață M-am întâlnit și cu ea și cu mama ei își face rochia de mireasă la mine, și mama ei își face rochile pentru zi, seară, și da, și mai am, mai am fete. Asta este uh, entuziasmul, știi, și uh, împlinirea sufletească. S-au întors. Deci le-au le le plăcut la tine în atelier și uite, și ține și de vibe pe care îl transmiți. Nu neapărat de produsul, da? În sine, ci cum uh, rezonezi cu clienții tăi. Deci Cred că e și aici un plus, știi? E, e un tot, e o experiență. Totală Unde te vezi peste 5 ani? Cum, cum îți vezi eu evoluția? Uh, cu un atelier mult mai mare Vreau showroom Ulterior uh, Nu știu dacă Nu știu dacă o să am magazin Nu prea cred uh, Dar uh, vreau showroom Și eu o să vreau foarte multe cliente mulțumite <laughs> Da, cam asta E dezvoltare în, în direcția asta uh -huh. De ce nu te vezi grand haine în serie? Nu știu dacă nu. Și mă să ai un magazin făr. cu un stoc, și uite, astea sunt hainele pe care le propun uh, pentru o anumită perioadă. Uh, vreau serii. Serii, da, dar nu, nu distribuite într-un magazin. Mi se pare un pic uh, și costurile. Uh -huh. nu, nu are sens. Automat, dacă tu livrezi online, nu are sens să ti se probeze. Eu văd uh, un pic uh, de pierdere. Momentan Poate o să mi se schimbe Nu știu percepția Dar momentan văd pier pierdere Dacă ar fi produsele Să fie probate în magazin Și și cum vezi tendințele pieții Totuși ne îndreptăm mai mult Spre online Da Foarte și mult Și nu mai avem nevoie De magazin fizic Mai mult pe online cum, cum să zic Viața cu tine A devenit așa de Aglomerată Nu mai ai timp de Așa e la îndemână Online Din pat Ai da click Ți-a venit comanda uh -huh. Simplu și rapid. Ție, da. în calitate de designer, în momentul în care creezi hane în serie, e problematică acolo. Sunt și avantaje și dezavantaje. Și atunci când creezi ținute la comandă, ar fi și acolo avantaje și dezavantaje. Da, da. Uite, de exemplu, la serie. Ar fi avantajul că îți prezinți designul tău. Da? Deci, și este mult mai rapid. Să fie create. Pentru că ai făcut, da, ai făcut uh, șablonul, tiparul, l-ai făcut în dimensiuni SML sau cum vrei tu și l-ai scos. ai scos mai multe. Da, e designul tău, e. când vezi o persoană, știi, în într-o ținută, știi că e 100% creată de, de, de tine. Dar uh, mai există și varianta de retururi. Uite, dacă uh, știi, vinzi online. Retururi sau că nu, cum ziceam, că vor schimbat anumite detalii. Deja vorbim de comandă. Deci deja se duce în, în comandă, nu se mai duce pe serie. Dar e, sunt plusuri și acolo pentru că vinzi mai rapid și mai ușor. Știi? Adică, uite, poți da atelierile mici, cum, cum sunt și eu. eu am colaborat și cu fabrici. Da? Îți dai tiparul la fabrică materialul și îți scot ei seriile. Nu e nevoie să fii tu acolo. Doar te mm -hmm. duci, le ridici, dar e designul tău și e. Da, e lucrat de. E, e ca și cum ai avea tu croitoresele în atelier, dar nu-ți sunt în atelier. Mm -hmm. Dar acolo, dacă faci. Uite, am ales să fac în primul an. Foarte greșit. Nu faci serii în primul an, pentru că nu știi dacă poți vinde tot. Și rămâi, rămâi blocat, rămâi cu banii blocați pentru că nu ai să vinzi acele produse. Poate ai să le vinzi, poate nu, dar în primul an nu prea te cunosc oamenii, știi, și e mai greu. După, cel mai bine e să faci un produs, faci reclamă, dacă e vorbim de serie, și se lucrează în atelier dacă primești comenzi și trimiți. Așa reduci din, da, din pierderi. Partea de comandă durează foarte mult. Se întinde foarte multe zile un produs, pentru că avem probe. Oh, mai avem schimbări, constați că poate nu merge, nu știu, mai trebuie o mânecă mai trebuie, că nu avem susținere, nu avem, știi, și la fel. Deci, cred că e plus minus și într-o parte și în cealaltă. Uh -huh. Acum depinde ce alegi să faci. Trebuie să cumva, uite, eu fac la, la produse pe comandă să mai puțin riscuri. Da. Da, pentru că faci produsul, avem probe, nu trebuie. Nu-i permis să iasă ceva greșit. Adică nu are ce să iasă. Greșit. Janina, eu îți mulțumesc că ai ajuns astăzi la podcast Bezeie și ai împărtășit din secretele atelierului tău. Sper că acest interviu să fie de ajutor pentru cei care își doresc o, o afacere în acest domeniu și ar trebui să, să fie pregătiți față de anumite zic eu așa, anumite nu știu dacă sunt probleme, anumite -an de realități. Deci exact. să fie pregătiți față de uh, realitatea din uh, acest domeniu. Nu se vorbește foarte mult despre această parte a monedei, dar uh, ne bucurăm că ai avut suficient curaj și deschidere să vorbești despre asta. Mulțumesc tare mult de uh, invitație. Sunt destul de transparent. Deci uh, să știe tinerii, antreprenori, la ce să se aștepte. Ei, îi aștept în atelier cu mare drag <laughs> da. mulțumesc, mulțumesc tare mulțumesc. mult și eu ți mulțumesc aici se încheie episodul nostru de astăzi de podcast BZI noi ne revedem și la alte ediții cu oameni frumoși de la care ne putem inspira și de la care putem să aflăm ceva nou la revedere